Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură, și Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, norocul ține cu cei iscusiți. Bună ziua și bine ne-am regăsit în grădina Danei. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, astăzi vă invit să vizionați partea a doua a interviului realizat cu domnul doctor inginer Costel Gănătoru, directorul Băncii de Resurse Vegetale de la Buzău. Domnule mi <coughs> am mai spus o poveste cum că noi nu prea consumam dovlecei Consumam <coughs> altceva, dovleac. În literatură am găsit uh, varietățile vechi. De dovleac mare, dovleac dulce, plăcintar, dar nu uh, dovlecei. Primul soi, sau mai cunoscut, a fost un dovlecel numit fără vreși, uh, care acum, datorită faptului că nu s-a respectat selecția conservativă, chiar are un vreș foarte mare. <laughs> pentru că el era... La început, creatorul obținesc o plantă uh, mică, cum vrei, până sub un metru, ca și cu foarte multe fructe. Dar, în schimb, întâlneam patisonul. Deci o varietate de dovlecel floricică, cu diverse forme. Și acesta, cu o structură mai densă. Acesta era folosit pe scară largă, la ciorbe, la diverse preparate, în locul, uh, locul dovlecelului. Și ce formă avea? Sigur, uh, formă de floare sau chiar, așa zis, doblecelul cu degete, deci cu niște degete așa crescute și foarte frumos. El a mers, s au obținut varietăți chiar și decorative de patison, dar era apreciat din punct de vedere alimentar. Aceste resurse, mare parte dintre ele, au ajuns în bănci de gen din străinătate și unele sunt recunoscute că sunt ale noastre, unele nu. Am găsit uh, și acest dovlecel fără vreji uh, în banca din Germania uh, și alte varietăți. La ce v-ați gândit când ați cultivat castravetele astea cu țepi? Este puțin diferit. Uh, acesta, sigur, la bază provin din uh, castravetele de anguria. E o varietate care, uh, sigur, comestibilă, parfumată și... Cu, cu potențial mare de producție. Dar la ce m-am gândit? M-am gândit pentru că soiurile pe care noi le avem și chiar hibrizii au productivitate, dar avem o mare problemă la castraveți cu bole și dăunători. Bolele, în special, se combat foarte greu. Și atunci, ca să nu mai folosim tratamente, am încercat pe cale genetică să îmbunătățim soiurile noastre de cultură prin încrucișare cu acești castraveți care stau la baza evoluției lor adică să aducem în de rezistență naturale, să consolidăm, iată, genomul acestea ameliorate cu rezistență genetică ca să nu mai fie nevoit să aplicăm atâtea tratamente chimice, pentru că acestea pe de-o parte costă și ceea ce e mai grav, știm că au și repercusiuni asupra sănătății, asupra mediului. Și lângă acești castraveți, ce sunt? Tot castraveți sau... Da, vorbim de un dovlecel, un dovlecel cu fructul mic, așa, ca un cordoleț, de aceea și popular, mai spune, dovlecelul cordoleț, care are o formă de, de cor de vită. Este vorba de o specie Trichosanthes cucumerina. Noi mai avem o varietate de cu cucumerina, sau cunoscut popular sub numele de dovlecelul șarpe, a nu se confunda cu dovlecelul chinezesc, acela lung în care se taie, se cicatrizează și crește. Nu, acesta este o altă specie. o specie interesantă, de ce? Pentru că poate fi folosit ca și dovlecelul, cu mult mai parfumat, duce mai mult spre zona ciupercilor și a, aromă de pâine caldă. Iar când ajunge la maturitate, sigur, um, schimbă culoarea, se transformă în roșu și poate fi utilizat ca și uh, tomata. De aceea, în Africa, se mai spune dovlecelul tomată. Acolo îl fierb și produc bulion, pastă de, 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 așa cum producem noi în tomată. Ne de schimbările climatice, dar, așa știm, noi ceri în același noi, cei din cercetare, trebuie să găsim soluții. Și atunci, să facem și specii care rezistă mai bine la schimbările climatice și specii care până în prezent nu au boli și dăunători în România. Deci nu s n-au reușit să se instaleze și să se extindă. Și atunci, iată că putem produce legume sănătoase. Așa cum se întâmplă cu roșia colorată. Vorbim de o premieră națională și de o premieră științifică care a depășit granițele țării. Nu e frumos ca să o spun eu, ar trebui să o spun altcineva. Dar trebuie să știți că o perioadă lungă de timp s-au comercializat tomate tip Kumato. Ori tomatele tip Kumato uh, nu are dreptul nimeni să le multiplice și să le utilizeze decât o companie care le-a obținut prin hibridări interspecifice. Și vorbim de hibrizi. Hibrizi foarte scumpi, cu închiși la culoare, fructe negre, fructe cafenii, deci tomate Kumato. Sigur, aceste tomate cu mato au fost o mare realizare al geneticii, pentru că analiza biochimică arată că sunt mult mai bogate în antioxidanți, deci sunt izvor de sănătate. Dar noi nu puteam să abordăm, pentru că vorbim de o sămânță hibridă, și unde firma a matriculat-o și sigur a atras atenția că sunt singurii care au dreptul să utilizeze acele semințe hibride tip cu matu. Noi atunci ce am făcut? Am muncit atât de mult încât am obținut soiuri cu Mato, deci soiuri tip cu Mato, care sunt asemănătoare cu hibrizii marii companii decât că ale noastre sunt soiuri. Deci respectă regulile de soi. Putem lua semințe și le putem multiplica. Avem trei soiuri înmatriculate în vederea omologării, tomate cu Mato. Deci, vorbim de o premieră. Ceea ce este interesant, pe lângă gust, pe lângă productivitate, pe lângă caracteristicile acestea biochimice deosebite, am observat că unul dintre aceste soiuri este rezistent, creează ușoară repelență la tuta absoluta. De ce? Pentru că este bogat în pigmenți antocianici, planta este uh, și ea oarecum uh, ușor movulie, frunzele sunt ușor movulii, o nuanță de mov, ușoară de mov, fructele sunt indigo, deci închise la culoare, de aceea îi se mai spune și tomata neagră și... Sigur, am observat că și pe această cale, cu siguranță, în viitor vom aprofunda cercetările, dar sunt speranțe ca și pe calea aceasta să ținem la distanță sau știu, să depășim acest moment greu cu acest dăunător. Deci, vorbim de o premieră națională, o premieră științifică care ar fi trebuit, pe care noi trebuia să o verificăm mai mult. Putem să nominalizăm? Vorbim de uh, uh, Mușat Bianca, de Bratul Camelia. Vorbim de Popescu, doamna Popescu. Deci, avem o echipă frumoasă care a pus suflet pentru stabilizarea acestor creații, și sigur am reușit acest lucru. Am tot vorbit de Busuiu, de câte ori ne-am întâlnit? Avem, cred că undeva la peste 50 de linii de Busuiu care sunt stabilizate. Deci, e valoroasă pe care noi ar trebui să o utilizăm, să o cunoaștem. Eu cred că n-ar trebui să fie încăpere unde locuiește un om, să nu fie pe geam în ghiveș cu busuioc care să fie mânghiat din când în când și acesta să purifice aerul în încăpere, în locul odorizantul acela chimice, care sunt, știu, atac așa papilele sau știu, senzorile aceștia. Trăbuie. Da, dar dar nu sunt, sunt totuși chimical. Dar aș vrea să vă întreb câte soiuri de ardei iute aveți. Se cultivau la noi? Da, avem undeva la peste o de soiuri de ardei iute, o colecție valoroasă, o colecție care se menține cu greutate, pentru că ardei este o specie destul de dificilă în ceea ce privește broja de semințe, deci trebuie să avem anumite distanțe între soiuri ca să menținem autenticitatea și, sigur, ne mândrim că avem și soiurile vechi românești, deși nu au denumire românească, pentru că primele varietăți de ardei iute care au fost cultivate în România au fost uh, o varietate pur românească numită cornul caprei, uh, pe care noi l-am reabilitat, a fost o muncă grea și l-avem în catalog oficial și ar trebui să devină un brand național. Acesta s-ar putea, uh, uh, putea crea produse deosebit de gustoasă și de vară. nu e așa de iute. Sigur, nu este atât de iute. Noi l-am găsit ca cel mai vechi soi de ardei iute cultivat în România. Niciun gospodar nu își pregătea murăturile de iarnă fără câteva kilograme de ardei corducape. Acestea erau folosite și varza și murăturile erau însuțite de ardei iute pentru ca să le mențină proaspete, ușor picante. Și ceea ce este interesant, singura varietate care nu se moaie la conservat adică uhum. alături de mărături sau de, de varză, deci rămâne crocant și cu un buchet cu o aromă deosebită. Pe urmă vorbim de alte două varietăți: Ardeiul iute bulgăresc, cunoscut ca cel adus din Bulgaria cu fructul deschis la culoare, ușor cresc, lung, foarte productiv, dar puțin picant. Și sigur, probabil că de la disciplină, de la seriozitate sau de la exigență, a fost denumită, o varietate a veche, ardeiul nemțesc, care acesta, cu fructul imatur verde închis, un verde negru și sigur matur roșu, nu foarte lung, moderat, și acela era folosit pe scară largă la oțet peste iarnă, conservat. Acesta picant, foarte iute. Acesta, sigur, a fost folosit în diverse preparate, dar trebuie să menționăm că aici, la Buzău, s-au dezvoltat anumite produse tradiționale care, sigur, au depășit de mult granițele Buzăului și chiar ale țării. Vorbim de cunoscutul babii de Buzău sau cârnații de pleșcoi, iar în secretul lor stă această varietate de ardei cornu caprei de la Buzău. Deci, iată, în zona aceasta se cultiva zona Buzău, Târgoviște, bazinele legumic, Brăila, în Muntenia aici, era cultivat pe scară largă acest soi cornul caprei. Sigur, între timp am văzut varietăți omologate în afară, în Italia, în Franța, în Germania, sunt și tot sub denumirea de cornul dovadă că noi n am fost vreni să conservăm, să păstrăm această varietate descrisă de foarte mult timp. Dar, vorbind cronologic, sigur am avut aceste varietăți și între timp am avut o stațiune de cercetare la Arad, și acolo au cercetători valoroși reușit să strângă o bază valoroasă de germoplasmă în ardei iute, deci reușiseră să obțină ardei iute pentru boia, dulce, pentru uh, picantă, picant, iute, deci mai multe soiuri. Din păcate, așa cum știți, după 90, stațiunea aceea a fost desfințată și ceea ce este trist, că mare parte a acelor resurse au ajuns peste graniță și acum, sigur, s-au creat anumite branduri dar nu la noi. Folosind resursele care au fost șlefuite de cercetătorii noștri și, sigur, resurse care au plecat din țara noastră. Dar aș vrea să le spunem telespectatorilor de ce am ales să vorbim despre această plantă. Pentru că este foarte benefică pentru sănătatea noastră. Da, când vorbim de ardei iute, ne gândim la iată a mânca mai bine, pentru că el ajută, știu eu, creează postă de mâncare, e da aprecia pentru aceasta, dar vorbim și de un fruct bogat în vitamine și în substanțe pe care nu le găsim în alte uh, fructe. De exemplu, puțin știu că, sigur, organismul uman are nevoie zilnic de vitamina C. Uh, vitamina C găsim uh, în multe alte fructe, în alte plante, dar ardeiul uite, are cea mai mare concentrație de vitamina C. Sigur, noi nu simțim a la uh, prezența vitaminei C, pentru că aici simțim mai mult usturimea. Iar usturimea este dată de concentrație de capsaicină, substanța care determine, care dă usturimea, uh, uh, îl face pe ardei picant. Ei, hey, ori această, această capsaicină este iarăși apreciată în special pentru sănătate, pentru inimă, pentru dilatarea vaselor și, ceea ce este interesant, este folosit ca antiinflamator. Au apărut în farmacie, ați văzut acei plasturi care se lipesc, se organiză acolo unde avem dureri și sigur, ușor, ușor, se înfierbântă și de acolo uh, scăpăm de durere. trist este că acele, acei plasturi, acele, sigur, instrumente medic, medicinale, medicale, sunt produse în afara țării. Iar noi am putea să producem, pentru că avem posibilitatea, avem resurse genetice, soiuri cu concentrație ridicate de capsaicină și am putea să dezvoltăm industria aceasta farmaceutică. Deci, iată, când vorbim despre, uh, despre această specie, vorbim despre uh, ardei iute, ne gândim la un element valoros, la un element care poate să potențeze gustul, dar ne gândim la concentrația lui de licopen, de caroten, de vitamina C, de capsaicină, și, sigur, alte substanțe de care organismul are mare nevoie. Am obținut un soi royal care seamănă puțin cu cel bulgăresc, decât că fructul imatur nu este verde deschis, este verde uh, moderat spre închis și, sigur, puțin mai picant. Ei, acum, sigur, în lume există o competiție dură. O competiție științifică și o competiție populară. Sunt foarte multe concursuri în acestea populare în care uh, cine mănâncă, o, cine mai mănâncă cel mai mult sau cel mai iute ardei pe partea cealaltă științifică, sigur toți doresc să obțină ardei foarte iuți de ce? Pentru ca să aibă concentrații ridicate de capsaicină să fie folosită în industria farmaceutică. Și nu numai acolo, și la în alte direcții de utilizare, cum ar fi spray-urile acelea de autoapărare sau grenade pentru, eu știu, a dispersa, eu știu, sau a alunga ursul sau animale da. sălbatice sau știu, demonstranți. Deci, a, 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 are mai multe utilizări, inclusiv la tratarea alcoolismului. Cei care sunt dependenți de, 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 de alcool sunt medicamente. Care uh, au la bază, ca și sigur, uh, rupe această dependență. Deci, uh, am putea uh, dezvolta uh, cultura Ardeiului România, și uh, ce e interesant că în toată grupa ardeilor, Ardeiul Gras, Ardeiul Gogoșar, Ardeiul Capia, Ardeiul Iute este mai rezistent. Este cel mai rezistent la agenții, uh, la, la bolile specifice uh, specii respective. Deci, speciile acestea. Speciilor de artei. Suntem bucuroși că la Congresul Mondial de Horticultură din 2014, acolo am venit și am prezentat o lucrare științifică în care arătam analizele noastre biochimice și arătam că acolo am reușit să depășim celelalte creații în ceea ce privește concentrația de capsaicină. Am avut competitori serioși special, așa cum știți, cei din India sunt mari cultivatori și mănâncă picant și nu numai. Sunt multe alte, au țări, sunt țări cu tradiție care cultivă pe scară largă și, și mănâncă picant. Și sigur, greu să vii din România să spui că ai obținut cel mai iute artei. E lucrul acesta s-a întâmplat, acolo a fost înregistrat acest record, un ardei care a depășit 2.400.000 de unități pe scara scovile. sigur și linii care au, urcat, trecut de 2.700 de unități pe scara scovilei. Acum, sigur, analizele sunt mai fine, avem și alte scărte care sunt mai fine decât scara scovilei și Sigur, în viitor vom da publicității mai multe date în ceea ce privește ameliorarea ardeiului, Ceea ce am făcut noi atunci și puțin s-a spus și nici, nu, nici noi n-am avut forța necesară, că noi am demonstrat atunci că în spatele acestei, acestui caracter concentrat de castaicină nu e o singură genă, așa cum se credea, ci sunt mai multe gene responsabile și modul cum noi am montat experiența, am evidențiat și am arătat că. Sunt mai multe gene responsabile și, sigur, noi am țintit să marcăm că am obținut linii de ardei cu concentrație dedicată de capsaicină, dar am și precizat că considerăm că în spatele acestui caracter sunt mai multe gene responsabile. Ceea ce în timp s-a dovedit. Noi nu putem trăi fără mâncare și atunci mâncarea trebuie să fie sănătoasă și dacă este și autentic, este și produs aici, desigur vorbim de elemente de identitate, pentru că semințele sunt și soiurile acestea dau sunt o parte din identitatea noastră. Vă mulțumesc mult de tot pentru întrevedere de astăzi. Vă doresc să aveți un an Fericit cu multe realizări, să fiți sănătoși și dumneavoastră, și familia, și să ne vedem peste un an, poate mai puțin, să ne spuneți, să ne dezvoluiți alte rezultate ale muncii dumneavoastră. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare, joia pe TVR1 de la 10.30 și duminica în online pe Agrointeligența. Până atunci, toate cele bune! Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semințe de legume, bondari și control biologic pentru legumicultură, și Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, norocul ține cu cei iscusiți.